chump like a candle. Dance, caress the speaker that booms. I'm killing your brain like a voice that's a mushroom. Deadly, when I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love to leave it, you better gain weight. Asta-i tot. Pumpt imediat. Nu mai te doare nici genunchiul, nici nimic. Vino, te rog, în față. Ah, nu, nu. Vino aici, în față. Am și o etate. Câți ani ai în buletin Oprișan? Mulți. Nenumărați. Cât să fie? O 38. De ce te exploatăm în ultimul hal? Pentru că după glumele cu Putin, mie că nu... e ultima oară, am înțeles, da. Mâna asta se află Vanilla Ice. Vanilla, deci este genie in a bottle, cum zice Cristina Unghiera. Hai, fierb mai repede, că nu mai pot fierb. Simți așa? Când e Vanilla... În mâna asta am MC Hammer. Da, da, și Marky Mark, unde îl ții? Pe Marky Mark, dacă e ceva. Donny D's on the backup. Poate se poate, Good Vibration, dacă aveți. Ia vină un pic, ia. Good Vibration. Dacă se poate, cu pianul. Am, acum am, Oprișan, televiziunea. Da. Cum ar zice un bunic de-al nostru, nu mai râd de Elena, că ai fost producător la Stelian Tănase. Stelian Tănase a avut și o emisiune, Elena, da, era producător. Da. Stelian Tănase. Deci, am o idee. Baletisto, da, ești pregătită? Uh-huh. Mă rog. Să zicem. Dacă avea și două fete Marky Mark acolo. Vreau să te intromisionezi în spațiul ăsta cosmogonic, cum ar zice domnul... De tip Sofoclian sau? De, da. 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 Și cumva, fără să deranjez aura energetică a baletistei, care are o aură ca o platoșă, adică nu caută nimic. Da. Vreau să... Vreau să simți, da? Vreau să trăiești momentul. Pe cine să simți? Momentul! Tădite! Tădit! Am zis să simtă momentul! Hai, tată! Ce o lălăim, Ion? Cum să o lălăim? O lungim, vrei să zici? Da, de grosolănie nu zice nimeni. Vreau să te duci acolo să simți acolo, la momentul. Meteo? Da, am pentru tine cea mai bună piesă din... Hai, un pic, la genunchi la... Acolo? Dai, 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 dai ușor cu Oprișan! Doamnelor și domnilor, la bătrâneața, dansul este terapie. Ce reumatologie! Mamă, dar ce mai frig decât acolo? Du-te! E mai frig aici și de-aia și farurile. Co? De-aia nu pot eu să dau pe unul nicio... clipuleț de aici, că s-au aprins farurile de ceață? Ca la Porsche se ridică, ca la Porsche de la vechi. Când se lasă, se ridică. Doamnelor și domnilor, astăzi, pentru că suntem singuri acasă, ne facem de cap. Cătălin Oprișan, zis și dansatorul cu displazie. Zis și dansatorul fără de rotulă, și-a pierdut-o la un concurs. Dansatorul, arătul de baletistă, prestează acum! Asta, asta, asta. Cum e. Și tot așa. Păi dă alea jos. Ia un jos, frate, cum e asta. Dă, că nu mai. A intrat dracii în el. Ia uite-l. Rupete. Și ai făcut așa și hop! Mai o dată, ia! Uite, norișoare, vă bucurești! Hop! Hop! În aceste ritmuri de dans, mă rog să începem rubrica Meteo cu Flavia. Așa, hop! Și iau, aleu legătura aici la Meteo! Ia uite, uite pe loc. Deci făceam tranșee dacă era pământ aici. Ia uite. Și te-ai oprit un pic. Și ai continuat. Muntenia astăzi are ceața. Are soare, are lacuviță și nisori în Alexandria.
însă nu vor dura foarte mult. Temperaturile sunt din păcate scăzute. Avem minus 3 grade în George, minus 4 în Astalia, 0 grade în Pitești și în Târgoviște, în capitală de dimineață, se înregistrau minus 5 grade, unde iar maxima zilei în București. La București. Băi, la București, pe jos, frunza, dărăște-te pe acolo. Aia e. Iar maxima zilei se va depăși minus 3 grade. La București. Mișcarea aia, încerc pe jos, cum faci tu pe spatele. Îi strig omul ăsta la valiera. Ce? Îi strig la valiera, da, că mă frec pe ea. De când am luat-o. Stai jos, hai. Hai să mai văd dacă mai pot. Hai, Oprișan! Era, fii atent, de firea, era aici unghiu 45 de grade. Nu mergea oricum. Stai ușor, că așa a rămas să înțepenesc. Mută, ajută-mă unul cu rotula. Și făcea așa! Stai că n-a văzut memelul, mai fă o dată. Stai să vă și ridic, Olecuț. Doamnelor și domnilor, bătrâneața execută astăzi emisiune de Singura Casă 2, 3, 4, cât și Denis Pericol Public. Aoleu, step by step! Ioana ne întreabă ce am pus în cafea lui Oprișan. Vestea proastă este că Oprișan nici măcar cafea nu bea. După pauză, Nadir, Tamuz, Cântărăneața! Uuuu!